Luni 10 aprilie 2017 a demarat procesul de evaluare a cunoștințelor dobândite de elevii din clasa a doua în ceea ce privește producerea mesajelor scrise și citite, dar și a competențelor de matematică. În județul Neamț au participat în prima zi 4.727 de elevi, fiind înscriși un număr de 4.492. Evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise pentru clasa a doua, pentru elevii din clasa a doua. Din cei 4.727 de elevi înscriși, au participat 4.492, 235 fiind absenți. Instrumentele de evaluare, testele, paremele de corectare și fișele de evaluare, au fost elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare, la nivel național. Testele administrate elevilor au fost în concordanță cu programele școlare vigoare, având un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale. Administratorul de test pentru clasa a doua este învățătorul clasei, asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă. Durata alocată rezolvării testului este de 30 de minute. Testele se evaluează în cadrul unității de învățământ de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul clasei. Evaluarea se face cu respectarea strictă a baremului și a instrucțiunilor cuprinse în caietul cadrului didactic. Rezultatele individuale obținute la evaluare națională nu se afișează, nu se comunică public și nu se registrează în catalogul clasei. Acestea vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ, prin elaborarea unor planuri individualizate de învățare, acolo unde situația o impune, informarea elevilor, a părinților sau a reprezentanților legali, asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate, analiza rezultatelor la nivelul catedrei. Evaluarea elevilor la finalul clasei a doua va continua după cum urmează. Marți 11 aprilie, evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite. Miercuri 12 aprilie, evaluarea competențelor de matematică. Rezultatele individuale la evaluarea națională la clasa a doua nu vor fi comunicate public și nu vor fi trecute în cataloage. Acestea vor fi valorificate de către fiecare cadru didactic pentru întocmirea planurilor remediale și vor fi analizate și la nivelul catedrelor.